de la aproape mijlocul, suntem înainte de al doilea război mondial, da? Marea literatură între cele două războaie mondiale, trecem la marea literatură actuală cu unul dintre scriitorii lumii la care eu țin foarte mult și pe care îl cred într-adevăr genial. Este vorba despre G.M. Cuție, care a luat premiul Nobel pentru literatură. Până la volumul Copilărie, G.M. Cuție n-a scris niciodată despre el însuși. Și lumea s-a trezit cu trei romane autobiografice. Unul, Copilărie, care se petrece în Africa de Sud, al doilea, Tinerețe, care parcă ar fi pandantul romanului Foamea al lui Knut Hamsun, se petrece la Londra, într-o sărăcie lucie. E momentul în care G.M. Cuție, după studii briante de matematică, și ajunge să dorească să facă numai literatură și acumulează imens literatură și filozofie. Și în sfârșit, un roman autobiografic autunal, parte de dincolo de mormânt, în care sunt mai multe interviuri cu persoane după care l-au cunoscut în intimitate pe un oarecare scriitor, G.M. Cuție, decedat de curând și despre a cărui viață nu se știa absolut nimic. Imaginea nu este prea îmbucurătoare, iar autorul își taie în propria carne pentru a face acest roman. Am invitat-o pe Nora Rapotan să ne vorbească despre această trilogie, despre omnibusul intitulat de G.M. Cuție, Scene de viață provincială.